Sunt recunoscătoare președinției italiene că a inaugurat acest consiliu privind politica de coeziune. Am fost foarte bucuroasă de asemenea să îi anunț pe cei 28 miniștri că am încheiat toate cele 28 de acorduri de parteneriat cu toate cele 28 de state membre. Acordul de parteneriat cu fiecare stat membru practic reprezintă cadrul general în care și strategia țării respective pentru investiții în următorii ani. Și am adoptat de asemenea 35 de programe operaționale. Speranța mea este ca până la sfârșitul anului să putem încheia aproximativ jumătate din aceste programe operaționale pe care le avem de încheiat pentru perioada 2014-2020. Vor fi aproape, cred că peste 310 de programe operaționale, din care eu sper că 150 le vom adopta până la final de an. Am receptat punctele de vedere ale statelor membre, inclusiv o cerință a statelor de la Visegrad de prelungire a perioadei de accesare a fondurilor europene, dar acest lucru implică probleme bugetare, politice și serioase care vor trebui analizate și este datoria Consiliului să ia o decizie. Dar în ceea ce ne privește, privind prelungirea perioadei de depunere a programelor operaționale pentru 2014-2020, sunt de asemenea recunoscătoare serviciilor DigiRegio, pe care i-am rugat să găsim o soluție să ajutăm statele membre, aveau ca ultimă dată de depunere a programelor operaționale pentru a fi plătite chiar la începutul anului 17 noiembrie și am găsit o formulă practic să scurtăm partea în care noi vom analiza, să scurtăm termenul intern din comisie și practic ultima dată de depunere a programelor operaționale va fi 24 septembrie. Și acest lucru este foarte important pentru unele state, cred că și pentru România, dacă vor putea să profite de această perioadă și de nou termen, vor putea adopta mai multe programe. Așa cum am spus în nenumărate interviuri, România a făcut progrese serioase în ultimii 2 ani, dar sigur rămâne cu o rată de absorție destul sub 60%, deci în perioada 2012-2014 a crescut de la 4% rata absorție la 44% rată de absorție și pentru toate statele, ideea e de a depune programe operaționale care să fie în acord și cu nevoile cetățenilor, dar și cu, bineînțeles, cu cerințele strategice Europa 2020, cu legislația europeană, noile reguli care practic privesc investirea în cercetare, inovare, întreprinderi mici și mijlocii, deci prioritarizarea investițiilor. Și din acest punct de vedere este o negociere între DigiRegio și autoritățile române. Deocamdată nu am adoptat un program operațional, dar ieri am adoptat 3 proiecte prin care practic este vorba de 3 autostrăzi care sunt deja construite, dar pentru care statul a făcut un împrumut la Banca Europeană de Dezvoltare, iar practic ieri am aprobat ca acest împrumut să fie cofinanțat de Comisia Europeană. Deci este vorba de 262 de milioane de euro, la care se adaugă banii care erau deja prevăzuți din fondul de coeziune pentru autostrăzi, deci practic vorbim despre 440 de milioane de euro cumva degrevați de la bugetul de stat și după cum știți, prima mea măsură a fost tot în acest sens să degrevez bugetul de stat al României, pentru că a fost o măsură pe care a fost luată și pentru alte state, acela al preluării plătirii salariilor din fonduri europene, sigur pe baza unui criteriu de performanță. Ce părere?
pentru fiecare țară important este efortul intern, dar sigur și această contribuție a fondurilor europene. Și, din păcate, pentru țările din regiunea noastră, inclusiv pentru România, fondurile europene, fondurile de coeziune reprezintă aproape 50% din investițiile publice, deci sigur vor putea avea o contribuție importantă. Am discutat acest al șaselea raport de coeziune și ceea ce cumva mă neliniștește pe mine este faptul că disparitățile în interiorul Uniunii Europene au crescut, inclusiv disparitățile în interiorul țărilor, disparitățile între regiuni. Și așa cum am spus și în cadrul audierilor și în toate le-am explicat și miniștrilor cu care m-am întâlnit astăzi din cele 28 de țări, eu văd rolul meu ca o voce a regiunilor și a statelor membre privind politica regională în cadrul Comisiei și voi face tot ce depinde de noi să putem ajuta pentru creșterea absorției fondurilor europene. Am făcut un task force pentru țările care au o absorție mai puțin de 60%. Aici se includ două categorii de regiuni, unele regiuni care au plecat cu un start întârziat, cum este și cazul României, dar sunt alte țări care practic primesc de foarte mulți. Deci în cazul României, atunci când și al Bulgariei și Poloniei și în fine, sunt țările din regiunea noastră în general, atunci când se investesc bani, se văd în termen de ridicare a nivelului de trai, dar sunt regiuni unde indiferent câți bani dăm, nu se înregistrează creștere economică, nu se înregistrează îmbunătățirea vieții oamenilor, cum este sudul Italiei. Deci, din acest punct de vedere, am vorbit cu specialiștii noștri să vedem și să facem o analiză ce se întâmplă acolo unde, în ciuda eforturilor pe care Uniunea Europeană le face, nu se vede nicio diferență. Deci avem un lucru, mai multe task force-uri, mai multe grupuri de lucru, așa cum spuneam, pentru regiuni mai puțin dezvoltate, un grup de lucru pentru simplificare, pentru că este o cerință pe care mai toate statele o cer și vom lucra împreună cu doamna Gheorgheva, comisara pentru buget, și de asemenea să vedem ce vom face cu facturile neplătite, datoria Comisiei Europene către beneficiari. Și nu în ultimul rând, sigur, e vorba de audit și mă pregătesc acum pentru audierele din Comisia Cont din 8 decembrie și voi avea o întâlnire cu Curtea de Audit, cu Banca Europeană de Investiții, să vedem în ce măsură vom putea informa statele membre mai bine, să avem un plan de comunicare mai bun către beneficiari sau către potențial beneficiari, de a cunoaște toate posibilitățile pe care le au pentru maximizarea folosirii fondurilor europene prin instrumente financiare puse la dispoziție de Banca Europeană de Investiții.